Poliția română operaționalizează prevederile ordonanței de guvern numărul 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, începând de săptămâna viitoare, pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Începând cu data de 11 iulie pentru obținerea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicită timbru fiscal în valoare de 2 lei. Acesta se eliberează de, de regulă pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării. Pentru a obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana juridică depune prin reprezentant legal care trebuie să-și dovedească calitatea cererea tip cu datele complete de identificare și motivată la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, persoana fizică poate depune personal cererea tip cu datele completate de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de actul de identitate aflat în termen de valabilitate, chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu în valoare de 10 lei. Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Certificatul de cazier judiciar se liberează de regulă pe loc sau în cel mult trei zile de la data solicitării în situațiile în care cererea este depusă în România. Documentele sunt valabile șase luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.